Dragnea a declanșat sublinierea nebunia pe Facebook. Sute de persoane vor să meargă la Geretar la PSD. Pariul că subliniere tigat de Dragnea pe Facebook, marci seara, se las cu urmări online. Sute de persoane vor să ajung la sediul PSD odată cu persoana care trebuie să îi duc lui Liviu Dragnea o navetă de bere, pentru a mânca din micii prom sublinierei de presubliniere din telecamerei deputaților. Gratar. Dragnea de-a micii. A zis ca să ne ținem de cuvânt și să mergem. Locația, sediul PSD de pe Chiselef. Ora, 17 fix. Ziua, luni 7 mai. Firea se ocupa de salata și transport după pete cine bea. Dancila o să ne cânte, se arată în evenimentul creat pe Facebook. Liderul PSD a scris, marci seară, pe Facebook, ce a fost anuncat de mai multe persoane ce nu pot plăti taxa de pod la fete subliniere tip prin SMS. Dragnea era el pe autostrada Soarelui, unde avusese loc un accident rutier, ceea ce a dus la blocaj pe mai mulți kilometri. Pentru ce a avut timp, Dragnea a intrat în dialog cu fanii, dar mai ales cu dumanii de pe Facebook. Dacă asta care fărâie aici este mustaciosul, eu dau o navetă cu bere. Balivache, bro, fa un selfie si fa un minciuda. Du-te drag de troll, a fost mesajul care l-a băgat în joc pe Dragnea. Liderul PSD a făcut selfie, i l-a postat, iar internautul l-a anunat ce vrea să se inde cuvântii să dea berea. Cum rămâne cu navetă, a replicat Dragnea, iar răspunsul a venit. Eu mă ating de promisiune. Dar o navetă cu bere. Unde? Virgulă a întrebat cel cu berea. Săptămâna viitoare, la sediul PSD, eu aduc micii. Luni la 17 fix, vei atep la sediul PSD din Chiselef, a precizat Dragnea.